Bine ați revenit la mobilisimo.ro. Jocul este The Room 2. Îl jucăm pe iOS, pe iPad mini. L-am prins la reducere, la un dolar, cu ceva vreme în urmă. S-a lansat cu aproximativ o lună și jumătate, poate chiar două în urmă. Și este un joc de puzzle fantastic, un joc foarte inteligent, cu o grafică evoluată față de primul The Room. Este un joc al misterelor, unde veți lua obiecte, veți interacționa cu alte obiecte, veți avea diferite cutii ale misterelor, veți scana pereți în jur și documente, veți putea interacționa cu tile-uri, veți folosi chei, statuete, text și toate indiciile pe care le puteți găsi. Spre exemplu, aici avem o cutie și aici avem puțin text pe care îl citim, deoarece ne oferă indicii cu privire la puzzle-ul viitor. Acesta este butonul special care ne oferă o viziune asupra lucrurilor din jur. Spre exemplu, aici vedem câteva simboluri și un mesaj pe perete, Pierce the Eye. Putem să și explorăm ce se mai află aici. Vedem un obiect aici, un trăgaci. Trecem mai departe, ne uităm prin cameră. Aici vedem o arbaletă. O răsucim pentru a găsi diferite indicii. Apoi ne uităm în continuare. Aici vedem un cufăr și lângă el un mecanism. Și mai departe am văzut un perete pe care scrie un mesaj. Iată, Pierce the Eye. Foarte multe puzzle-uri în acest joc, variate. Din păcate, The Room 2 este destul de scurt, dar dacă ai spirit de observație, te poți bucura de el chiar dacă este atât de scurt. Ok, acum hai să revenim la cutie. Am luat acel mecanism. Iată, aici avem inventory, unde vedem ce obiecte am luat până acum. Avem destul de multe, deci să înceapă puzzle-urile. Hai să ne întoarcem la această arbaletă. Și să vedem ce putem face cu ea. Trebuie să atașăm această bară metalică la arbaletă. Iată, am reușit să o atașăm, apoi să folosim frânghia pentru a lega. Începe să mai semene armă. Probabil că trebuie să tragem către o anumită țintă. Și trăgașul de mai devreme intră și el în acțiune și acum putem să tragem cu arbaleta. S-a deschis și un raft special cu săgeți. Iată, am luat și o săgeată și acum trebuie să încărcăm săgeata în arbaletă. Sunt momente în care acest joc este foarte, foarte simplu. Am pus și săgeata. Și acum să vedem ce facem. Am tras arbaleta în acest mod. Ne uităm în cătare și ne uităm pe perete, căutăm ținta. Și încercăm să tragem fix în ochi, cum ne spunea mesajul de mai devreme. Ok. Am tras pe lângă. Așa că mai încercăm o dată. Dăm zoom out. Mai luăm o săgeată. O punem la vârf. Armăm. Apăsăm pe cătare și încercăm să nimerim ochiul de această dată. Și iată, l-am nimerit. S-a deblocat o nouă zonă, un nou puzzle. Cam asta este ideea în The Room 2. Să trecem la puzzle-uri noi, să ne jucăm cu diferite mecanisme, rotițe, cutiuțe, litere și tot felul de obiecte trăznite. Avem un token aici, pe care trebuie să îl plasăm într-un slot din stânga. Iată, s-a integrat automat în acea parte. Acum trebuie să-l ducem cumva până în dreapta, fără a atinge acest token cu cap de mort. Un jocul este foarte interesant. Practic toate jocurile copilăriei devin unul singur în acest titlu. S-au atins, am pierdut.
din nou am pierdut, trebuie să găsim o rută cât mai bună pentru a nu atinge acel token cap de mort. Se pare că am reușit. Și din nou am pierdut. În fine, ați prins ideea, ne jucăm cu numeroase obiecte, avem și această viziune specială, citim și documente și aflăm o grămadă de lucruri noi. The Room 2 este un joc al inteligenței, nu există îndoială, are o atmosferă foarte sumbră, auziți și soundtrack-ul. Totul este lugubru și sinistru în acest joc, dar puzzle-urile sunt foarte bune. De mult nu am mai jucat un joc care să testeze inteligența în acest mod. Avem și o zonă de clues, apăsăm pe acel semn al întrebării. The Room 2 este o evoluție clară față de predecesorul său. Foarte multă lume a adorat primul The Room. Al doilea arată și mai bine, are muzică și mai creepy, puzzle-uri și mai interesante, dar este cam scurt. În rest, ar fi jocul perfect. Îi dăm nota 9.80 din 10 la mobilissimo.ro, un titlu excelent care în sfârșit ne testează și creierele. Nu doar, eu știu, ochii sau răbdarea cum faci un endless runner. Cam atât la Mobilissimo, la revedere!